Carabinierul Vitalie Tataru, acuzat de împușcarea mortală a unui tânăr din satul Elizaveta, e din nou după gratii. Eliberat după un an de arest preventiv în dosarul pentru omor intenționat, el a fost condamnat în alt dosar în care era acuzat de amenințare cu moartea. Polițiștii care i-au asigurat protecția după eliberarea de miercuri noaptea l-au condus joi la judecătoria Bălți. Magistrații l-au condamnat la 5 luni de detenție pentru că l-a amenințat cu pistolul pe unchiul celui pe care îl împușcase mortal. Sunteți de acord cu pronunțarea sentinței? Nu. De ce? Mama inculpatului a lansat mai multe acuzații la adresa familiei lui Simion Botnari, tânărul împușcat de carabinier. Chiar vrea să-l omorez! Puteți amenințați? Chiar vreau să-l omorez! Sora și soția lui Vitalie Tataru spun că sunt hărțuite de familia Botnari. El este nevinovat. El așa ceva nu are. El nu a amenințat și nu a produs nici o mușcătură. Vreau să vă spun că acest dosar este fabricat. Suntem amenințați cu moarte, deci noi vrem să fim împărtășați. Partea vătămată nu are nicio dovadă reală, concretă, că fratele meu l-ar fi amenințat cu moartea. El nu are de gând să fugă și el nu se ascunde de nimeni. El vrea să-și ispășească pedeapsa pe care o are el. Avocatul familiei Botnari va ataca decizia magistraților la Curtea de Apel. Suntem de acord cu decizia în partea recunoașterii vinovăției, dar în privința pedepsei considerăm că este o pedeapsă prea blândă. Procuratura Generală crede că în cele 5 luni de detenție, magistrații de la judecătoria Bălți se vor pronunța și în dosarul de omor intenționat. Asta după ce sentința de condamnare la 17 ani de închisoare pentru împușcarea lui Simion Botnari a fost casată de Curtea de Apel Bălți din cauza unor erori de procedură și trimisă la rejudecare. Luni, Procuratura Generală a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii proceduri disciplinare în privința judecătorilor care au examinat dosarul lui Tataru, 5 magistrați de la judecătoria Bălți și 3 de la Curtea de Apel Bălți. În același timp, va fi verificată și legalitatea acțiunilor procurorilor. În ianuarie 2020, carabinierul Vitalie Tataru l-a împușcat mortal pe Simion Botnari, un tânăr de 23 de ani din satul Elizaveta, municipiul Bălți. Victima ar fi încercat să intervină într-un conflict apărut între vărul său și agresor. Vitalie Tataru și-a recunoscut vina în comiterea asasinatului.